Bine v-am găsit, dragii mei. Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat la canalul meu, iar cei care n-ați făcut-o, vă rog să vă abonați. Astăzi vă voi prezenta o rețetă românească, și anume varză haiducească, o mâncare probabil cunoscută de foarte mulți dintre voi, însă vă voi arăta pas cu pas cum se face cea mai delicioasă varză haiducească. Pentru rețetă avem nevoie, eu am luat 1,5 kg de piept de porc împănat foarte bine, boia de ardei, pastă de tomate, 1,5 kg de ceapă, o varză mare și vă voi arăta cum se face. Pentru început vom porționa carnea. Ceva mai gros, îl tai ceva mai gros. După ce am porționat carnea, am condimentat-o cu sare și piper. O voi așeza pe un grătar și o voi pune la cuptor la 240 pentru circa 20 de minute pentru a scoate șoriciul cât mai crocant și grăsimea să dispară din carne. Este o rețetă foarte ușoară și foarte, foarte gustoasă. Ușor de făcut, nu este multă muncă și nu ne ia mult timp. Cât timp carnea stă la cuptor, eu voi face varza. Așa arată. Am condimentat-o cu sare și piper. O voi băga la cuptor pentru circa 20 de minute la 240. Dragii mei, am băgat pieptul de porc la cuptor. Acum voi veni cu ulei, circa 50 de miligrame, fiind varză, întotdeauna varza este prietenă cu grăsimea. Însă eu nu o voi face foarte grasă. Adaug ceapa, pe care o voi căli circa 3-4 minute. Peste ceapă adaug 2 linguri de boia dulce. Fiind varză murată, nu pot să pun foarte multă pastă de tomate pentru a-i da culoare. Și atunci, după cum știți, în varza murată se folosește boia. Însă eu voi adăuga și puțină pastă de tomate. Deci am pus 2 lingurițe de boia, 1,5 kg de ceapă, 4 cepe mari. O voi lăsa să se călească. Așa cum vedeți, ceapa s-a călit foarte bine împreună cu boiaua. Voi adăuga varza pe care am cocat-o înainte, varză murată. Este o mâncare foarte, foarte gustoasă. Voi adăuga foarte puțină apă ca să și fiarbă un pic.
Iar după ce începe să fiarbă și scade, o voi lăsa să se călească puțin. Acum voi adăuga circa o lingură de bulion, nu mai mult. Și aproximativ 50 de mililitri de apă. O voi lăsa să fiarbă foarte bine pentru circa 20-25 de minute până când scade apa. Și atunci o voi mai lăsa circa 2 minute să se călească. După cum vedeți, n-am pus sare, varza este destul de sărată, deși am spălat-o, însă nici piper, în varză am pus piper doar pe carne, pentru că vom mânca cu mămăligă și cu ardei iute. Dragii mei, după 20 de minute, așa arată carnea, uitați cât de bine e făcută, șoriciul este crocant. Toată grăsimea s-a scurs în tavă și vom avea o masă foarte, foarte delicioasă. Varza am făcut-o, așadar uitați și varza cât de bine arată. A scăzut toată apa care am pus-o, 50 de miligrame, e fiartă foarte bine, pe urmă s-a călit. Acum vă voi arăta cum arată în forfrie. Încercați și voi varză haiducească, o mâncare foarte, foarte gustoasă și foarte sănătoasă. Ușor de făcut, voi face mămăligă cu ardei iute și vom mânca o mâncare foarte gustoasă. Recomandarea mea pentru astăzi, așa arată. Vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți, vă mulțumesc din suflet că v-ați abonat la canalul meu, vă mulțumesc din suflet că existați în pagina mea YouTube. Dumnezeu să vă binecuvinteze casele, ne auzim la un nou videoclip.